Din acest sezon, Caravana Hunedoara TV și-a propus să vă prezinte, în premieră, delicii hunedorene cu bucătari autohtoni. Prin periplurile noastre am descoperit că gastronomia de la țară poate fi și inedită, nu doar tradițională, dar mai ales influențată de-a lungul vremii de evenimentele istorice care au marcat continuitatea vieții pe meleagurile noastre. Așadar, în județul Hunedoara, nu este nicio surpriză dacă ajungi să te ospătezi cu mâncăruri delicioase, făcute cu bani puțini, pentru că ingredientele sunt chiar din gospodăria proprie, dar și cu preparate autohtone sofisticate cu influențe internaționale. De exemplu, rețeta recomandată de Eva Berindei. Pentru că avem o clientelă diversificată, vă recomandăm un somon florentin cu ringuri de ceapă. Și realizată de Maria Urziceanu, bucătar șef la pensiunea Eva din Șoimuș. Se prepară rapid cât ai zice pește și pe cât este de lesne de pregătit, pe atât este de gustos și sățios. Mariei Urziceanu îi place mai mult să lucreze decât să vorbească și se mișcă atât de repede prin bucătăria modernă încât abia apucăm să ne ținem după ea. Prepararea rețetei nu durează mai mult de 10-15 minute. Dacă ai un cuptor bun și un aragaz la care poți folosi simultan 3 ochiuri pe care să pregătești ringurile de ceapă, baghetele de cartof ținute la macerat în muștar și boia și piureul de spanac. Somonul, chiar dacă este un pește gras, tot mai are nevoie de un strop de ulei ca să nu se prindă de grătarul încins. După ce pielița devine crocantă, somonul se pune la cuptor pe un pat de lămâie, de la care să împrumute cât mai multe savoare. Montatul farfuriei depinde de imaginația fiecăruia. Pentru că timpul a expirat, scoatem din cuptor peștele. Și montăm. Somonul. Cu spanacul pregătit, cu smântână și usturoi. Pentru că eu sunt bucătar, lucrez cu mâna. Încercăm să-i dăm o formă mai frumoasă. Și pentru gust și decor folosim fire de cartofi condimentați cu muștar și cu boia. Și lângă o garnitură de ringuri de ceapă. Cum spuneam, somonul florentin cu ringuri de ceapă e gata cât ai zice pește. Gustos, sățios și la îndemâna oricui vrea să servească un preparat pe cât de simplu, pe atât de sofisticat ca aspect. Din acest an, Caravana Hunedoara TV vă propune un nou format.
alte povești, dar de data aceasta despre oameni și preparate culinare, inedite sau tradiționale. Urmăriți Caravana Hunedoara TV în fiecare sâmbătă de la ora 14 și reluările din timpul săptămânii. Poftă bună la vizionare! De pe Valea Mureșului am plecat spre Țara Hațegului, mai exact în localitatea Densuș, celebră în lume datorită în special Bisericii Sfântul Nicolae, bijuterie arhitectonică medievală românească unică în țara noastră, datorită faptului că probabil este cea mai veche biserică din România în care se mai țin slujbe, singura de o asemenea vechime în care s-a slujit fără întrerupere din momentul înființării până în prezent. Misterul în jurul bisericii dăinuie și în zi de azi, ca urmare a ipotezelor contradictorii cu privire la anul construcției. Renumele satului Densuș avea să fie sporit și de celebra familie de intelectuali densușeanu, care s-a remarcat în mod deosebit în cultura și spiritualitatea românească. De la ei se pare că și-a luat numele și localitatea. După unii însă, numele de Densuș pare a fi mult mai vechi și s-ar trage de la expresia latină Silva Densa, în traducere pădure deasă, unde ar fi fost îngropat unul din vestiții generali romani Longinus. Se mai spune că romanii au fost cei care, în urmă cu aproape 2000 de ani, au adus și pe meleagurile noastre rețeta plăcintei, cea mai comod de transportat și sigură hrană pentru legiunile romane în timpul campaniilor de cucerire de noi teritorii în Europa. Plăcintele au dăinuit până în zilele noastre și cu siguranță mulți vor fi cei care vor pofti la ele și de acum încolo, încă alte sute de ani. Pe terasa conacului din Densuș, construcție veche de peste 200 de ani, a cărei poveste o să o aflați în episodul al doilea dedicat a rețetelor gastronomice din această zonă, gospodinele pregăteau de zori ingredientele pentru preparat plăcinte. Maestru în plăcinte, doamna Teodora, moașa, cum îi spun localnicii, iar ca ajutor de nădejde, Marieta, o altă localnică pricepută. Era nevoie de forțe sporite, pentru că nu-i de aici colea să filmezi live cum se fac plăcintele țărănești din Densuș. Plăcinte cu brânză țărănești. Poale în brâu, se zice, am zis odată poale în brâu, dar poale în brâu să spune în partea Moldovei. La noi să spun plăcinte cu brânză, plăcinte țărănești. Oare știți care este istoria plăcintelor, așa? Păi, cum să vă spun, este un desert care îl folosesc și din totdeauna l-au folosit țăranii în zile de sărbătoare și când au avut mai mult de muncit în grup. Pentru musafiri, pentru persoanele care au venit la lucru, lângă două feluri de mâncare, al treilea desert, nu se făceau pe vremuri prăjituri, se făceau plăcinte, cu brânză, cu dulceață, dar cele mai multe cu brânză. Și astea puneau capacul, că sățioase acum. Dacă da, nu te-ai săturat din mâncare, din plăcinte asta, te saturi sigur. Exact, da? Cu mult sat. Da. Deci asta este istoria lor, că era oarecum mâncarea de bază, lângă, deci desertul de bază, lângă cealaltă mâncare. Deci da, se făcea în zile de sărbătoare, când aveai oameni la lucru și... Și musai dulci? Că era desert? Sau se făceau și sărate? Deci depinde cum, dar de obicei se făcea, deci pe vremuri mai puțin dulci, se făcea cu brânză sărată și atâta tot. Asta dar înseamnă că era, cum să spun, mâncarea de bază, da, la sigur, câmp, la sigur, unde la te câmp, duceai? Da, exact. Plăcinta exact, era mâncarea exact, de bază. Sau casă, știu că mai de mult, când cu ani în urmă, înainte de 89, pe vremea când erau CAP-ul, erau păidași. Păidași însemnează un grup de persoane care știu să meargă să se cere. Păi nu erau combine, să se cere cu tot combina. Atunci era cu secera cu mâna și atunci aceștia când veneau, seara le pregăteai lângă o mâncare și plăcinte. Și plăcinte. Dacă, era ceva, plăcinta era ceva bun, ceva cu care te prezentai
așa, când cine făcea plăcinte, era unul care un om ospitalier. Da. Servea bine. Da. Deci nu la orice casă găseai mai plăcinte. Da. Nu chiar. Da. Nu chiar la orice casă. Bun, hai să vorbim acum despre ingrediente. Deci plăcinte cu brânză dulce sau cu brânză dulce și salată. Ok. Deci mestecat cu amândouă. Și ingredientele prima dată se folosește făina. În făină se pune într-un castronel un pic de lapte, jumătate lapte, jumătate apă, în care se pune un cubuleț de drojdie și proaspătă, da. o linguriță de sare și două linguri de zahăr. Uh-huh. Acest amestec se lasă 10-15 minute la dospit. Făina, noi acum când și cunoscând tradiția, știm că dintr-un kilogram de făină ies aproximativ 12 plăcinte. Oh, sau, aveți experiență. Experiență, da. Sau 20-22 de gogoș. Ah, deci, se face gogoș. Da, din același aluat. Din același aluat. Uh-huh. Deci dintr-un kilogram de făină ies aproximativ 12 plăcinte. Ca ingredient lângă făină se pune încă două linguri de zahăr în aluat, se pun ouă și zahăr vanilat. Și un pic de ulei, aproximativ 100 de grame la kilogramul de făină, între 70 și 100 de grame de ulei la kilogramul de făină, să frământă bine, 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 mestecat al oțelul, să frământă bine, bine și când s-a dospit, atunci să încep să fac plăcintele. Este tablă sau un dog. Mm-hmm. Așa? Noi zicem culpător. Culpător? Da, dar de ce? Așa. Asta este sucitor, dar noi spunem drugă, deci culpătorul, druga, și atunci să încep să suc plăcintele, între timp să face maiaua de brânză, să pune brânză sărată, brânză dulce, ouă, peste care să mai pune, dacă am avea mărar, dacă ar fi mărar. Nu că putem să ducem. Deci dacă păi trebuie, trebuie adus și mărar, că doar e vremea mărarului. De mărar iese. Vine și mărarul. Așa, să pune așa ouă și să pune și zahăr acolo, nu mult. Că sunt bărbați care mai puțin le place dulce. Apoi să faci plăcintele cu 4 colturi, să coc așa la foc potrivit și când și să scot de pe în ulei, să coc în tigaie și în ulei și când să scot, dacă mai vrei, mai pui un pic de zahăr deasupra. No, astăzi câte porții de plăcinte facem? Păi mă gândesc că, având 2 kg, 25. Eu zic să trecem la treabă. Da. Bun, ce facem deci acum? 2 kg de făină. Deci 2 kg de făină, asta este aluatul din care se moaie. Peste această făină, multă. Peste această făină, mai puțin. Așa. Bun. Atât pe această făină să pune sare, să pune un pic de zahăr aici. Tot pe al... Da. Așa, un pic de zahăr. Și două linguri de zahăr. Trei. Da, și... Așa, trei linguri de zahăr. Două am băgat în maiaua. Și două am băgat în maiaua. Și aici a fost pus cubul de drojdie cu un pic de sare, lapte mestecat cu apă călduță, care a fost pus la dospit. Câte ouă? În acest aluat se sparg trei ouă întregi. Da. Trei ouă întregi, dă un pic mai așa, trei ouă întregi și acum să punem și maiaua asta, este drojdia cu apă și cu apă, cu zahăr și cu pic de sare, să punem, stai, și două prauri de vanilie să băgăm și în aluat și cele trei le băgăm în, așa. Acum se mestecă până se omogenizează compoziția, continuând să punem lapte cu, mestecat cu apă călduță. Se omogenizează bine compoziția la sfârșit, când este bine amestecat, se pune 140 la 2 kg de făină, să pun cam 140 de grame de ulei. Așa, asta să omogenizează bine. Deci,
musai trebuie să fie două gospodine, da, care da, să meargă treaba, păi să meargă musai treaba pentru bine, că una face și cealaltă pune cantitățile, știți? Uh-huh. Cam așa se face. Când îi a luat mai mult, atunci e văniță sau așa un obiect mai mare și trebuie să frământ cu amândouă mâinile. Deocamdată să frământ cu o mână pentru că nu este multă făină, doar 2 kg. După ce este bine frământat sau așa, să lasă la dospit cel puțin o jumătate de oră până când se ridică deasupra vasului. Aluatul trebuie să fie potrivit de moale, nici tare ca pâinea și nici moale, încât să poate să fie adăugat pe masă ca să poată face plăcintele. Așa. Și frământatul se continuă până când se desprinde de bămână aluatul. Deci cum să... Un pic să se omogenizeze tot. Și atâta cred că nu mai e suficient. Da. Deci a fost... Da, nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Că punem uleiul. Trebuie și ulei. Uleiul așa. Nu mai pun așa. Noi nu... Deci aproximăm 70-150 de litri de grame de ulei. În schimb, el se pune... Uite, vă arătăm acum că îl punem noi. Pune cea care frământă așa mâna și pune două mâini. O mână la kilogram. Da. Hai, acum... Asta e măsura. Asta e măsura, da, la un kil. Și acum să frământă bine și mai punem încă o măsură. Și am aproximat la gramaj, că ar fi 70 de grame la atâta, la o mână. Nu, încă? Foarte tare. Gata. Atâta. Da. Asta frământă bine până se deslipește aluatul de pe mână, să zice că mâna să rămână aproximativ, nu chiar curată, dar curată. Câtuși de puțin curată. Așa să se dezlipească. Și se frământă mult? Nu mult. Mai nu știu dacă 5 minute. Nici 5 minute. Toată lumea spune că vai de mine ce greu se face pâinea, ce greu se face aluatul, că atâta trebuie să frămânți la ele. Eu fac pâine în fiecare an de Paște, de Crăciun. Cumpăr 10 kg de făină, 10, pentru că fac pâine, din acele 10 kg de făină fac 7 pâini, nu iese kilogramul pentru că nu bag nimic în ea să crească și trebuie să fie un pic mai mărișoară. Și fac colaci. La cuptor și cozonaci, în cuptor de pâine. Asta de Paște, de Crăciun obligatoriu. Și frământ 10 kg odată, împărt în două, că n-am vas așa de mare, și împărt în două vănițe și fac 10 kg, din 10 kg frământ aluat. Hai să vedem, s-o dezlipi și pe mână. Ia. Da, fă așa cu dosul să vedem. Da, gata. Hai, bun. Perfect. E bun. Bun. Acum să pune pe deasupra un pic de făină, ca atunci când el să pune un pic de făină și bate la așa și dă-i pe margine așa, așa. Uite așa. Așa, și așa. Așa, așa. Așa. Așa, și asta e cruce, da, să ne ajute Dumnezeu să crească frumos și să iese plăcinte gustoase. Da, da. Și așa e. Acum ducem undeva la căldură. Să ducem undeva, așa. Nu. În bucătărie. În bucătărie îl ducem. Da. Credeți cumva că e timp de odihnă? Doar pentru aluatul care trebuie să crească, dar nu și pentru gospodinele care s-au apucat deja să drămăluiască vreo 3 kg de brânză și caș pentru umplutura plăcintelor, legate cu multe ouă și zahăr din belșug și parfumată cu vanilie. Ai făcut, zic eu, curat, că eu nu mănânc brânză de la nimeni, să știți, dacă n-aș avea brânză, nu mănânc. No, așa, deci asta este brânză de caș dulce. Și acesta este caș sărat care se amestecă să nu mai punem sare pe caș. Trebuie să nu ragem. Avem răzătoare. Avem, cum să nu. Uite-o pe dungă. Da. Bun așa cu mâna. Da, cu mâna noi. Adică, da, hai să vedem dacă merge. Merge. Nu mă murdăriți în meostră, că fac. Nu nimic, hai. Merge. Da. Merge cu mâna. Așa, bun. Pune și ăsta să fie în cantități egale cașul cu brânza sărată ca să
să nu mai punem sare. Da, da. Câte kilograme de brânză aveți acolo, de cașe de brânză? Păi, vreau să vă spun că au fost aproximativ un kilogram de caș și cam 800 de grame de brânză. Asta are 400. Eu mai dau brânză din asta și două feluri. Da, două. Ar trebui să fie un pic mai mult și jumătate kilogram, că eu mai dau pe copela. Acum nu mai are aici oamenii, nu mai prea țânoi. Și nici vași nu... S-au domnit? Exact, s-au domnit. Mai punem un pic de brânză. Ar trebui să fie la toate plăcintele astea cam aproximativ 3 kg în total, pentru că la 25 nu se ajunge numai atâta. Dacă nu se strânge mâna și dacă nu se desfac și rămâne așa, înseamnă că nu-i sărată. Eu așa fac, așa. Deci să iasă pe aici și așa. Și dacă iau stat durduc, cum să zice, așa grămădită, înseamnă că nu-i sărată. Bun, nu mai trebuie nimic. Ouăle, punem ouăle. Câte avem acum? 6. 6. Cât mai multe. Cât mai multe. Așa, punem zahărul vanilat, 4 plicuri, da. Ia și tu două, așa, 4 plicuri. Da. Și mărarul vine, da. Mărarul e pe vine. Zahăr. Da. Zahăr după gust. Tot așa, ține tu una și punem o dată una, da. Mai o dată. Două. Atât. A trecut așa peste două pline. Fiind trisă, făină. Stai. Și mai punem 4 linguri de făină. 4 linguri de făină, pentru că asta lasă un pic de de zăr. Zahărul. Lasă un pic de zăr și să iasă pe tigaie. Și trebuie să... Nu, un pic. Două, trei și patru. E bine la mână sau mai pun? E bine de dată. Să nu mai pun o lingură. Hai că mai pun două linguri. N-am spus șmecheria cu făina în... Sau gris, făină sau gris. Făină sau gris. Dar neavând aici. Acum în comerț, când cumperi mai mult gris și te uiți după bucățică de brânză. Deci cu aromă. Da. Gris cu aromă de brânză. Să vedem. Dă-i așa și stai. Acum trebuie să se și topească. Da. Cred că e destul de dulce. Ia să vedem. Acum. Super, într-adevăr, zahărul trebuie să... Da, noi, dar după ce se topește, excelentă. Nu, nu mai punem zahăr. Să mai acum punem fără să... Noi acum suntem gata și... Super bună. Și așteptăm dospitul aluatului și să trecem la făcutul plăcintelor. Da. Da, bun. No, punem așteptăm. Saiul cu el. Da, punem și pe ăsta, acoperim. Da. Noi avem... ăsta nume... Noi spunem în popor măsai. Măsai? Măsai, prosop. Da. Măsai. Așa, și ca să nu intre praf și un pic. Așa. Păi da. No, se duc și alea tot acolo la bucătărie, tot nu? Tot la bucătărie, da. Da. Aluatul a crescut frumos, mai să dea peste marginea Vailingului. Culpătorul și druga sunt la locul lor și ca prin farmecă a apărut și mărarul proaspăt, fără de care plăcintele ar pierde din aromă. Și ține de frate l-a făcut plăcinte. Așa o legătură, tăiată mărunt și pusă peste brânză. Ia uite ce merge mâinile la... Ce merg mâinile la doamna... Marieta. Da. Marieta. Da. Parcă sunteți bucătăreasă profesionistă. Nu. Doar acasă. Și acasă trebuie să fii profesionist, că altfel... Amestecăm bine
până să ajunge mărarul pe toată brânza. Între timp, palotul fiind dospit, s-a ridicat într-una cu vasul respectiv, cu vailingul respectiv. Da, doamna Teodora, spuneți? Nu se pune foarte mult mărar pentru că este atât de aromat, da, încât da, s-ar da, putea să schimbe gustul. Gustul, sigur, da, nu, da, nu am pus mult. Nu la cantitatea păi asta, nu mult. La cantitatea asta puteam, așa, acum, între timp aluatul s-a dospit, să punem un pic de făină pe culpătorul respectiv, să ia cu lingura aproximativ două linguri, sau una mai, așa, cât e pentru o plăcintă. Da. Așa, s-adună. Bine, o să se dați foc la... Da. Trebuie să dăm foc la ragasta. Da. Se prăjește câte una, nu? Da, da, neapărat. Se sucește cu druga, să învârtește mâini ca să se subțieze. Cât mai subțire. Cât mai subțire. Așa. Ai, cea chiar maestru. Mai italienii, cât mai făceau blaturile de pizza mai... A, le aruncă. Da, na, așa. Așa. Așa îți dai seama că i-a luat bun. Da, 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 da. Și făina da, trebuie să fie de calitate. Că deci poți să ai mâini și drojdie, deci ori dacă făina nu e de calitate... Da. Na, așa. Acum să așează loc. Se așează pe acest culpător, se pune brânza. Așa. Mai o lingură. Măi, că e prea săracă. Trebuie să fie așa. Bine, să pune o porție generoasă de brânză. Da, așa. Să împăturăm patru colțuri, să tai apoi colțul, așa, patru. Împăturăm patru colțuri. Da. Încă o dată. După aia ce urmează? Taie colțurile. Taie colțurile. De ce? Ca păi să nu fie aluatul gol. Da. Știți? Acolo e aluat și gol. Și pentru aspect, probabil, și pentru... Pentru aluat gol. Să taie da, colțurile. Și acum... Și acum o întindem un pic. Da. Foarte puțin. Așa. Și gata. Și domnul pune la... Încet. Atât și acum să face următoarea. Și tot așa, una câte una, s-au copt frumusețe și bunătate de plăcinte țărănești într-un strop de ulei la foc molcom, numai bun ca să topească pe delete brânza și cașul gras de oaie înfășate în așternutul de aluat, ou și arome. Foarte puțin mai trebuie și atunci o să pun un pic ulei aici. Așa, na? Asta e secretul, ca să nu se prindă. Să nu se prindă și să fie crocantă. Că dacă se face fără ulei, iese uscată, iese, nu, ca pâinea este, dacă nu e un pic de ulei pus mai cu seamă pe ea. Ce bunătate, ce miracol să tot mănânci și să nu te mai oprești. După muncă depusă de câteva ore în această zi, am reușit să terminăm plăcintele noastre cu brânză, care sunt tradiționale desușului nostru și vă invităm cu dragă plăcere să gustați și să mâncați din ele. Vă mai poftim și cu alte ocazii să ne vizitați, că vă așteptăm cu mult drag! Și uite așa, am încălecat pe șa și v-am spus povestea plăcintelor țărănești din țara Hațegului. Numai că știți vorba bătrânilor noștri înțelepți, câte bordeie, atâtea obiceie. Niciodată plăcintele nu vor avea același gust dacă vă duceți prin alte sate. Diferența o face umplutura, gustul brânzei, numărul și felurile de brânză folosite, cantitatea de zahăr, aromele. Personalitatea și poftele comunității din fiecare sălaș este reflectată în aspectul și gustul plăcintelor țărănești. Așa de bine ne-a primit stăpânul conacului din Densuș, domnul Timi, încât nu ne-am îndurat să plecăm. Hăcuise așa vreo 7 kg de pulpă de porc
și pregătise focul în mijlocul curții unde avea să prepare o tocană, tot țărănească, fără fițe și farafastăcuri de restaurant select, dar garantat cu un gust pe măsura Trudei. Dar asta este altă poveste, pe care am să vă spun în episodul următor al Caravanei Hunedoara TV, despre oameni, locuri și gastronomia tradițională din județul Hunedoara.